Pentru mine personal, victoria în aceste prezidențiale înseamnă că voi putea implementa în modul concret, consecvent, ideile mele politice fundamentale. Să ne amintim, e vorba de consolidarea statalității, garantarea neutralității, reîntregirea țării prin readucerea Transnistriei, combaterea unionismului, protejarea valorilor creștine și a religiei ortodoxe, afirmarea limbii și identității moldovenești, asigurarea păcii interietnice, înlocuirea istoriei românilor cu istoria Moldovei, crearea națiunii civice moldovenești, renașterea satelor, restabilirea bunilor relații cu Federația Rusă, stoparea declinului economic, stimularea economiei și agriculturii, ridicarea educației la nivel de și la rang de prioritate națională.